Județul Hunedoara se mândrește cu 4 medii de 10 în recent încheiata sesiune de vara bacalaureatului din acest an. Două dintre aceste medii maxime aparțin liceului teoretic Traian Lalescu din Hunedoara, fiind obținute de Hera Erin Susani și Andra Sofian, două fete cu picioarele pe pământ care au muncit pentru aceste medii, care vor să rămână în țară și care știu deja ce vor să facă în viitor. Anda, de exemplu, va urma științele comunicării la Cluj și se vede în viitor un manager de succes în domeniul relațiilor publice. Cum ai ajuns să iei media 10 la BAC? A fost greu? Te-ai pregătit mult? Nu chiar. Am învățat foarte mult în ultimele două luni de clasa 12-a. Bine, am învățat și în restul anului, dar n-a fost un stres constant pentru mine BAC-ul. Liceul cu ce medie l-ai terminat? Cu 9,70 cred, dar nu sunt foarte sigură de asta. Pe acolo oricum. Ai 10 la BAC, te poți înscrie la orice facultate din țară. Unde vrei să mergi mai departe sau nu rămâi în țară? O să rămân în țară, mă duc la Cluj, la UBB, la FSPAC, la comunicare și relații publice. Și, Doamne ajută, o să devin și manager în PR pe viitor. Hera și ea elevă, ca și colega sa a secției de filologie, va urma facultatea de litere de la Iași și nu exclude ca în viitor să revină acasă la Hunedoara ca dascăl la liceul pe care l-a absolvit. A fost surprinzător, m-am pregătit foarte mult, pot să spun din clasa 8, am început să-mi fac probleme pentru BAC și să citesc romanele care o să-mi trebuiască. Și atunci m-am organizat foarte bine și în timp am reușit să fac această performanță. Ai luat 10 la BAC și în timpul liceului ce medie ai avut? 9,89 pe toți anii. Ce vrei să faci mai departe? Ce facultate vrei să urmezi? Rămâi în țară? Pleci în străinătate? Vreau să rămân în țară, dar poate nu în oraș. La Iași vreau să mă duc la facultatea de litere. Și când termin, îți dorești să devii cadru didactic, poate la liceu, unde ai terminat? Ar fi o idee frumoasă, chiar sper să întâmple asta, dar nu știu ce ne rezervă viitorul. Grație mediilor maxime obținute de Hera și de Andra, dar și a celorlalte rezultate pe care le-au avut absolvenții din acest an, Liceul Teoretic Traian Lalescu din Hunedoara are o excelentă rată de promovabilitate a bacalaureatului de 92,58%, care poate crește după soluționarea contestațiilor, rezultatele urmând a fi afișate pe 1 iulie.